Haideți să începem. Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, aliniatul 1 litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 100 din 23 septembrie 2022 de către domnul primar. Fie prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Deci am înțeles că suntem gând la gând cu bucurie, mă rog, cu sau fără ghilimele, putem, într-adevăr, să continuăm activitatea de astăzi cu ședința ordinară în Consiliul Local, conform regulamentului în baza căruia ne desfășurăm activitatea în deliberativ, o să amintesc mai întâi ordinea de zi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAR de Bogdănești, trebuie să fac loc pe trimestrul 4, inițiator și semnat. Punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești de Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Bogdănești pentru anul școlar 2022-2023, inițiator domnul viceprimar. Punctul al treilea, tot un proiect de hotărâre înseamnă privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației CAL Valea Cotului Bacău în anul 2022. Mai avem un proiect de hotărâre acceptat de dumneavoastră și analizat în comisie referitor la modificarea programului de investiție al UAT Bogdănești de Tăpacău pe anul 2022 și care obicei solicitare adresată Consiliul Local. Să pun la vot. Ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Nu rămâne decât să predau ștafeta președintelui de ședință. Bună ziua, mulțumesc. Să O să începem cu procesul verbal de la ședința trecută și o să-i dau cuvântul domnului secretar. Da, dacă primar și la procesul verbal încheiat în ședința ordinară din luna iulie, aveți de făcut completări? Eu obiecție, nu? Dacă nu supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința anterioară, adică în ședința din, ordinară din luna iulie 2022, cine este pentru? Și unanimitate de voturi, procesul verbal încheiat în ședință ordinară din luna iulie 2022 a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți, domnule. Mulțumesc, domnule. Să începem cu proiectele ordinii de zi. Primul proiect, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2022. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Ele sunt permise de legislația în vigoare, mai precis legea finanțelor publice, legea finanțelor publice locale, 273 din 2006, prin care eu consider și putem accepta această secțiune. Se conferă posibilitatea deliberativului, mă rog, atunci când se propune asemenea proiect, tocmai pentru a conferi bugetului adaptabilitate și fluență. Adică să ne folosim banii, creditele acolo unde situația curentă o impune și este permisă de lege. Condiția principală o cunoașteți. Trebuie să se păstreze echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. Înainte de a prezenta, de a reaminti practic acest proiect de hotărâre, el are trei ținte, două care vizează secțiunea de funcționare. Mai întâi se iau credite, 1000 de lei, după câte înțeleg, se acordă credite pe ultima sută de metri, tocmai pentru plata recenzorilor, acțiune pe care o cunoașteți că tocmai s-a încheiat și o suplimentare de fonduri în urma unei
necesar de lichidități pentru a plăti la proiectul de apă și canalizare niște costuri de data aceasta mai mari, mai consistente, pentru că au început să sosească la echiparea stației de depurare acele echipamente care realizează propriu-zis procesul de epurare, echipamente care sunt scumpe. Și în acest caz a trebuit, ca să putem face plata, să disponibilizăm creditele necesare. Acum o să dau citire proiectului de hotărâre. La rectificare. Deci, rectificarea bugetului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 3 și 4, anul 2022. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 3, 2022, cu suma de 26.000 lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea se aprobă rectificarea bugetul local pe trimestrul 4 cu suma de minus 1.000 lei la secțiunea de funcționare și cu suma de 678.000 lei la secțiunea de dezvoltare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romenia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Și ultimul articol. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Nicioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și instituției prefectului județul Bacău. Atât de cam dat. Mulțumim, domnule primar. Dacă cineva are de adăugat ceva? Voi da cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1? Da, numai Comisia de Specialitate numărul 1 economică. Am avizat favorabil acest proiect. Mulțumim. Mulțumim. Atunci, dacă cineva are de adăugări? Dacă nu există adăugări, vom să pune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? De Bogdănești pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator, domnul viceprimar. Domnule viceprimar, aveți. Mulțumesc. La acest proiect propun desemnarea domnului Vâlcu Octavian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdănești. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Nicioi Vasile, secretar comun, primarul Comunei Bogdănești, domnului Vâlcu Octavian, Școlii Gimnaziale Bogdănești și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Comisia de Specialitate numărul 2, aveți cuvântul. Am mulțumesc, doamna președintă, comisia a analizat această propunere și și-a dat acolo, mi s-a favorabil. Mulțumim. Cine poate avea proiectul acest proiect? Dacă nu există nimeni, atunci vom să punem la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Deci, în anumită acest proiect și acest proiect de hotărâre proiectul numărul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Egal Valea Trotișului Bacău pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Egal Valea Trotișului Bacău cu suma de 1.500
lei pentru anul 2022. Este suma votată în adunarea generală a asociației. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcoșeanu Romera, consilieră în aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Și al treilea articol, care este și ultimul, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Joi Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, asociației GAU, Valea Trotului Bacău, Institutul de Prefectul Județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă nu există nimeni, atunci vom să pune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Alegeri în majoritate. De vot și proiectul de hotărâre de la aprobarea cotizației de gala a Răgușului Banca au fost aprobat în unanimitate. Este o modificare valorică, nu neapărat să revenim la un nou proiect de hotărâre, aminteam de unde vine această necesitate a rectificării, de la o plată mai consistentă, peste 2 milioane de lei pentru echipamentele de la stânca de burare. Acum, propun la primul articol, deci modificarea programului de investiție aluate în funcționare de sub acop pe anul 2022 la obiectivul de investiție, realizare a potabilă și canalizare satelui Filipești și Bălțenești, Comuna Bălțenești de sub acop, cu suma de 678.000 lei, conform programului de investiție pe anul 2022, din disponibilul anului 2021. Articolul al doilea, după aprobare, primarul Comunei și doamna Răcoțeanu Romera, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Și al treilea, ultimul adică, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Joi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și instituții prefectului județul Bacău. Atât, mă mulțumesc. Mulțumim. Comisia de specialitate numărul 1? Da, comisia de specialitate. Subsemnat Cernica Maria, domiciliată în Onești, strada Strieni, numărul 7, proprietar, bănuiesc că ați văzut-o, proprietar al imobilului din Bogdănești, strada peste Vale, numărul Fără, județul Bacău, vă solicit să luați de urgență măsuri pentru îndepărtarea prezenței cocilor mistezi care ne distrug recolta de coruc în fiecare an. În caz contrar, mă văd nevoit a ne adresa instituțiilor instituite, a vă obliga la aplicare dispozițiilor legale. Eu citesc cum am fost scris. Pentru lămuriri suplimentare vă stau la dispoziție la numărul de telefon care le indic aici. Nu sunt singura persoană care are probleme de acest gen. Și mai exemplific aici, Stanciu Gheorghe, etc. Da, vreau să vă informez de Stanciu Gheorghe de aici. Poftiți? Stanciu Gheorghe, care îi menționați eu. Și vreau să vă informez că s-a luat măsuri la nivel de primărie. Exact, o rămas ca în tren.
Nici măcar nu a interesat pe nimeni să întrebe, băi, ce-o stricat? De fapt, nici nu au fost ședință ca să mă mai adresez la întrebări. Ce da. Pui? De ce rău? Dacă nu mai sunt nimic, nu mai e nimic adăugat, declarăm ședința de astăzi închisă.